Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia. Astăzi vă prezint o rețetă care, zic eu, de mult lipsește aici pe canal. Este vorba despre glazura oglindă pe bază de cacao. Această rețetă este un pic diferită de cea prezentă deja la canal. Are un gust foarte bun și se așează excelent pe suprafața torturilor. Haideți să începem! Pentru început vom hidrata gelatina în apă rece. Eu folosesc foi, însă mulți dintre voi m-au întrebat dacă pot folosi aceeași cantitate de gelatină în stare granulată. Răspunsul este da, luați aceeași cantitate indicată și o hidratați într-o cantitate de apă de 6 ori mai mare decât cantitatea gelatinei. De exemplu, 10 grame de gelatină granulată o veți înmuia în 60 de grame de apă. În cazul în care folosiți foi, voi indica în rețetă și numărul de foi pentru a evita orice confuzie. Într-o cratiță încăpătoare adăugăm apa, zahărul și frișca lichidă. Punem cratița la foc mediu scăzut și amestecăm puțin. Când compoziția atinge 40 de grade, adăugăm praful de cacao și îl incorporăm cu ajutorul unui tel. În continuare vom fierbe glazura până la temperatura de 103 grade. Vă recomand să alegeți o cratiță destul de încăpătoare pentru că compoziția se mărește foarte mult în volum în timpul fierberei. Când glazura a atins temperatura necesară, vom adăuga gelatina hidratată într-un vas sau un ulcior, turnăm glazura deasupra și o emulsionăm cu ajutorul unui blender de mână. Pentru a evita cât de mult posibil formarea bulelor de aer, întotdeauna ținem blenderul la un unghi de 45 de grade. Iar pentru a ne asigura că am scăpat de toate bulele de aer, vom strecura glazura printr-o sită. Glazura este gata de folosit în momentul în care atinge 35 de grade. Dacă nu o folosiți în aceeași zi, o puteți acoperi cu o folie alimentară, atingând suprafața și să o păstrați la frigider. Iar când sunteți gata să o folosiți, va trebui să o reîncălziți până la temperatura dată și să o emulsionați din nou cu blenderul de mână. Glazura dată este suficientă pentru a acoperi un tort cu diametrul până la 22-24 de centimetri. Iar toată glazura care vă rămâne poate fi colectată și păstrată la frigider sau la congelator pentru a refolosi. Glazura e absolut delicioasă, nu este prea dulce și are un luci fantastic. Linkul către rețeta integrală scrisă și lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o găsiți în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!